mafioții și amețitele la grătar. Ăia care merg la grătar, în special ele, să mânce vegan. Grătarul, ca definiție, grătar, înseamnă hălci de carne puse la prăjit în o sânză pe care le babardești în stomac. Ce este în micul vegan? Ce băgați în el? Soia. De ce mergi, mă, la grătar dacă tu ești vegan? Stați, dracu, acasă. Oricum, bărbații nu vor să mergeți la grătar. Vă urăsc! Ce cauți cu dovlecii la grătar, mă? Ce să facă la... Îi mânjești lui la grătarul. Voi nu știți că ăștia sunt psihopați cu grătarul? Există vegane părăsite și alea care bagă carne în gură nepărăsite. E foarte simplu. Sunt două categorii. Alea care babardesc carne și alea care nu babardesc eu castravetele și stau cu el în baie. Ai înțeles? De-aia ești părăsită tu, că tu nu mai bași carne în gură, ai înțeles? Mănâncă dracu la grătar ceapă, nebună, prințeselor! V-am mai spus, prințeselor! Știți, mă, pe aia care vin la grătar cu o jumătate de miel? Ce faci, mă? Începe să-l tranșeze acolo. Nu vă mai uitați pe net. Taie mielul, vițelul, tot la proțap. Suntem la un grătar. Aduceți dracu trei flelci de alea de la Mega și tăceți. Bă, nu e bine cum o faci, mai pune capacul. Vezi că ești femeie! De unde știi tu, mă, când să pune capacul la grătar? Ești expert pe grătar? N-ai ceas de carne. N-ai ceas de carne? Ți-l bag în ochi. Lăsați dracu că ne-ați zăpăcit. Știu ei, mă, știi ce se întâmplă? Bă, carnea trebuie lăsată așa să face, trebuie încrustă, e arsă. Nu e arsă, e pur și simplu talpă.